plenul CSM în care trebuia să se discute despre noul șef al secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție a fost amânat din lipsă de cvorum. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Ilia Savonea, a anunțat că ședința urmează să fie reprogramată. Plenul trebuia să decide asupra organizării concursului pentru numirea în funcția de procuror șef al secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul parchetului general. Aceasta după ce actualul șef, Gheorghe Stan, a fost numit judecător la Curtea Constituțională. Pe ordinea de zi era și un alt punct important, și anume validarea rezultatelor concursului pentru numirea lui Lucian Netejoru în funcția de șef al inspecției judiciare. Judecătorul Lucian Netejoru a obținut încă un mandat la șefia inspecției judiciare după concursul din martie, susținut în fața Comisiei CSM, el fiind și singurul candidat. Mandatul lui Lucian Netejoru la inspecția judiciară s-a încheiat anul trecut în septembrie, dar magistratul a continuat să conducă instituția ca interimar.